Teribilul accident s-a produs în jurul orei 8:50 pe DN1 la kilometrul 103. Cele două mașini s-au izbit frontal. Unul dintre șoferi de 21 de ani a murit pe loc, la fel și pasagerii, 4 la număr, din mașina acestuia. Au fost implicați un conducător auto de 21 de ani și un șofer de 34 de ani. O pasageră din mașina bărbatului de 34 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Totodată a fost acroșat un alt autoturism care circula regulamentar fără a înregistra victime. Șoferul de 34 de ani testat alcool scop, rezultat negativ. Femeia de 35 de ani, care se afla în cealaltă mașină implicată în accident, a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din capitală. De asemenea, șoferul autoturismului de 34 de ani a fost dus cu ambulanța la Spitalul Județean Ploiești. Cele 5 persoane decedate sunt bărbați cu vârste de 18, 20, 21, 31 și respectiv 43 de ani. Traficul pe DN1 a fost deviat câteva ore prin localitatea Braza. La fața locului au intervenit o mașină de stingere, 3 de descarcerare, 4 ambulanțe SMUR, dintre care una de terapie intensivă mobilă, 3 echipaje cu asistent și unul cu medic de la Serviciul Județean de Ambulanță. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili în ce condiții s-a produs teribilul accident și cine se face vinovat.